cercetim calea Sfintei Cruci, ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am îniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos e osrădit la moarte, căci oamenii l-au apostat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâia. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Cruce, ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura Sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut vrednic de 1000 de ori de moartea aceasta prin păcatele mele. O, Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, o cruce mare îi se pune, pe umerii însângerați, și El o poartă cu răbdare, spre a-i mântui pe ai săi frați. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia acum crucea pe umerii Săi ca pe un steag al luptei Sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O, Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă
Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, ne dă iară cade, puterile n-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăța de păcate și pentru a mă păzi să nu cadă din nou în ele. O, Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în drum spre Golgota ne tâlnește, pe prea lucrita Maica sa, durere mare îl cuprine de, văzând cum suferă și ea. Stațiunea a patra, Iisus întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, cu crucea pe umeri, cu coroana de spini pe cap, o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a mamei. O, Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș la durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și mamei tale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În silă Simona din Cirene, pe-i duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, ne vine ucenic. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene, ajută pe Iisus să ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi, precum și aduce crucea din dragoste către El. O, Iisuse, dă-mi și mie harul ca, prin crucea ce mi este dată, să cunosc cine ești și să învăț a te iubi și a răbda orice suferință din dragoste către tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Și Veronica Romana, cu milă în tine de Domnului, pe care drept recunoștință să ne tipărește chipul voi. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus și el din recunoștință își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Din nou Hristos la cruce, căci e atât de copleșit, de-acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste dânsul cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele care ți-au pricinuit niște dureri așa de mari. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, femei plene gândele vână conășoară, pe drumul greu tinuitor. Iisus le neamnă să nu le plângă, pe el ci pe copiitor. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe fiii voștri. Că de se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat ce va fi? O, Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața cea veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când penetru a treia mare, asemănăm cu dânsii, atunci când facem un păcat. Stațiunea noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și batjocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota. O, Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit Tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca din dragoste către Tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a Te urma. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus e desfoiat de haine, iar rănile cumplite de dor, și dezbrăcat ce credu-i bine, să strană păzul Tău. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele i se scot și astfel i se reînnoiesc toate rănile, pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției. Iar prin fierea cea amară și prin oțetul cel acru, ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie. O, Iisuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Hristos e răstignit pe cruce și curăce sângele e curat. El suferă ca să ne spune de răutate și păcat. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta,
printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, pe cruce, Domnul mare, Fiului, simțim că este părăsit, n-ar misiunea necredințată, prin jertfa crucii mamă plin. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a târnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bună voie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. O, Iisuse, fă ca moartea Ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru Tine, și la sfârșit să ajung printr-o moarte bună la viața cea veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când trupul îi dați o stăpă pe cruce, și ne brațele Mariei pus, cine ar putea simți mântuirea care plânge pe Iisus. Stațiunea 13-a. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dat jos de pe cruce și pus în brațele mamei sale îndurerate. O sfântă mamă a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă să vezi în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curge sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus e venegropat cu jale, într-un mormânt nou și curat, să-i dăm și noi ca locuinețe, un suflet bun nebinovat.
Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este înmormântat într-un mormânt nou și curat. O, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție, pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie, și să te primesc vrednicește și cu evlavie, pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost pricina, așa de mult ai suferit, dar Tu ne mare ține durare, ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Doamne, Tu ai înviat. Mormântul este gol. După atâtea suferințe Te-ai arătat mamei, femeilor, discipolilor, pentru a schimba durerea în bucurie, suferința în pace, disperarea în seninătate. Tu ai vrut să-i întâlnești pe toți cei care au avut încredere, speranță și credință în Tine și i-ai vindecat. Mulțumim, Iisuse, pentru cuvintele pace vouă, nu vă temeți, eu însumi sunt, pipăiți-mă și vedeți că spiritul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Precum ai vindecat credința și iubirea lui Toma, Doamne, vindecă iubirea și credința noastră. Fă să trăim credința pascală, reînnoită, înviată, vie. Iisuse, dăruiește-ne harul de a Te întâlni și de a Te recunoaște acolo unde ești și unde ne aștepți, în sfintele Tale taine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, rugăciunea Sfântului Augustin. O Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii lepădat de iudei, vândut de Iuda cu o sărutare, legat cu funii, dus la moarte ca un miel nevinovat, dus înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, încoronat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, dezbrăcat și pironit pe cruce, întovărâșit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și rănit cu o suliță. Te rog, Doamne, prin aceste dureri ale Tale, ce eu, păcătosul, le meditez acum cu evlavie și prin Sfânta Ta cruce și moarte, eliberează-mă de munca veșnică a iadului și du-mă acolo unde ai dus pe tâlharul cel răstignit cu Tine, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Ne rugăm după intențiile Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței. Adu-ți aminte! O,
o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, Cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maică Fecioară Fecioarelor, la Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.